Doina Melinte crede că unui copil îi trebuie inoculat de mic să îndrăgească sportul. Într-adevăr, vorbim în trecut, dar să știți că și generația actuală, aș putea să spun că sportivii care participă la sportivii junior, la campionatele europene de junior, la campionatele europene de tineret, n-aș putea să spun că nu au rezultate. Au rezultate, dar acești sportivi care au performanță la o vârstă a junioratului nu ajung să fie mari performeri la Jocurile Olimpice sau la campionatele mondiale de seniori. Poate, nu știu, este o greșeală. Eu cred că totul începe de la școală, de la profesorul de educație fizică. Pentru că și eu sunt absolventa Facultății de Educație Fizică, am terminat tocmai în 1979, au trecut mulți ani, dar într-adevăr facultatea a fost facultate și chiar colegii mei, chiar mă întâlnesc cu ei și sunt dezamăgiți de generația de profesori de educație fizică de acum. Nu critic pe nimeni, dar pentru o generație sănătoasă trebuie să începem să facem sportul chiar de la generală. Și profesorul de educație fizică este cel care îndrumă elevul și îl determină să iubească un sport, să iubească mișcarea. Atleta născută în județul Botoșan consideră că la ora actuală există și profesori de sport interesați de activitatea cu elevii și speră că într-un viitor apropiat să auzim din nou de campioni mondiali sau olimpici. Să știți că nu toți profesorii sunt la fel și sunt și profesori pasionați, sunt și din generația actuală. Noi totuși avem încredere în sportivii care s-au lansat deja pe plan european la aceste competiții și credem că vor ajunge la olimpiadă și ne vor reprezenta cu cinste România. Doina Melinte a revenit după mai mulți ani la Piatra Neamț, oraș unde s-a simțit și se simte foarte bine. Piatra Neamț este un oraș foarte frumos, deci aș putea să spun ca și sportiv am fost în cantonament aici la Piatra Neamț și am avut foarte multe proiecte comune cu Direcția Județeană pentru Sport a județului Bacău, cu cea de aici din Piatra Neamț. Doina Melinte a cucerit peste 300 de medalii la diferite concursuri naționale și internaționale, iar cele mai valoroase sunt cea de aur și cea de argint de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din anul 1984, din probele de 800, respectiv 1500 de metri.